ofereze vreodată pe Steaua sau Dinamo. Nu știu când îl ofereze, văd eu ce fac, e treaba mea. Steaua, Dinamo sau Rapid, care va fi alegerea lui Mircea Lucescu. Răspunsul are doar antrenorului și actior. E măgulitor că Gigi se gândește la mine. L-am apreciat întotdeauna și sentimentul e reciproc. Culorile nu contează atunci când vrei să faci performanță. Copos nu e tata, păi doar așa ar putea să ofere astfel de garanții că nu mă lasă să fac un lucru sau altul. Eu am spus la momentul potrivit ceea ce am avut de zis despre întoarcerea mea în țară. Mai departe, fiecare e liber să comenteze. Am îndurat 8 ani de acuze din pricina parcursului Slava Naționale și a stării deplorabile a fotbalului românesc. Odată cu reîntoarcerea lui Pitucă la Națională, România s-a calificat din nou la un turneu final. Prilej pentru Mircea Sandu să le ridice în slăb pe cel corect. Satana! Mai cu Națională am avut să o adevărat care știu ce se face cu Mircea Sandu. Hai sus, repede, repede, hai, hai sus, bravo! Super Cluj a fost cea mai activă echipă din Liga Antibiotic pe piața transferurilor. Ardelenii s-au ținut de cuvânt și au reușit deja 3 mutări. Eu luat pe suedezul Dorsin și argentinii Dubarbie și Diego Ruiz. În Cluj, Sefere crede deja în partea zbunurile indicându-i pe portalului. Lați Hirschfeld, drept următorul recrut al Clujenilor. În acest hai, sus, sus, hai, hai, repete, repete, hai. Bravo! Pentru ca naționala să aibă și condiții bune de pregătire și o mulțime de fani în jurul ei, selecționerul Aihan Omer a stabilit cantonamentul pentru partida cu Cipru la ora de azi. Planurile celui corect în turcul au fost însă date peste cap de administratorii țării Antonio Alexe. Aceștia au decis să vopsească podeaua țării în această perioadă, deși cunoșteau programul național de handbal. Astfel, tricolorii au fost trimis să se pregătească într-o altă sală, cu condiții improprii, locație unde se antrenează formația ale peste Bihorul. Supărat nevoie mare de condițiile găsite la ora de a selecționerul